Continuăm să explorăm viața lui Mihai Șerban. De data asta nu am stabilit absolut nimic înainte. Până acum am parcurs copilăria, adolescența și astăzi vom începe... De la ce începe Mihai? Păi începem de la ceva ce îmi trecea prin cap, adineauri. Nu și apucat să spun câte ceva, Maria. E vorba despre lucrurile care ne hrănesc. Ce ne hrănește pe noi ca oameni? Și spuneam că avem nevoie să reînnoim tot la 5 secunde aerul din plămâni. Altfel, e problema. Avem nevoie tot la 5 ore să reînnoim nutrienții din intestine. Și la o perioadă care e greu de, totuși, de definit în zile sau săptămâni sau luni, avem nevoie să reînnoim relația noastră cu oamenii. În general. Și mai ales cu cei care ne sunt dragi, care ne sunt apropiați. Această... Eu mă gândeam astăzi pentru că ai avut o perioadă destul de dificilă. Da. Și eu așa am simțit-o și azi Mihai nu este într-o stare bună. Ei, s-ar putea ca să fie într-o stare chiar mai bună decât de demetru. O altfel de față, mai luminos, mai încrezător, mai... Și nu știam de ce, dar știi că astăzi este ziua în care calendarul Maiaș... Astăzi a fost, fiindcă la 1 și câte, în sfârșit, ar fi trebuit să termine lumea. Da. E... Deci 21-a 12-a 2012, după la ora fixă, ora nu trebuia. Parcă. Că eu am trăit-o asta pe stăteamele de știri și spuneau, gata, începe sfârșitul lumii. Evident că n-a început sfârșitul lumii. Cred că n-ai crezut niciodată de așa ceva. Maria, sunt oameni care au nevoie să se teamă. Mi-aduc aminte unul din jocurile favorite pe care îl jucam cu fetița mea atunci când era mică, era să o sperii. Și o speriai? Da. Dar cum să zic, era un fel de sperietură de conveniență. Adică, eu mă făceam cu o sperie, ea se făcea că se speria. Dar lucrurile astea aducea o foarte agreabilă, bună dispoziție. Știi, sperietura respectivă, n-ai trăit lucrul ăsta când îți astupi fața și te apropii de copilul tău, chiar dacă e mic, faci bau și el râde. Da? La o altă scară, eu pun pariu, Maria. Dacă ai sta să-i pui la poligraf, la detectorul de minciuni, pe aceia care colportează zvonurile acestea despre sfârșitul lumii, care fac pe speriații. Deci dacă îi pune la poligraf, ai constatat că ei nu cred cu desăvârșită tărie în ideea sfârșitului lumii. Dar un pic de groază, un pic de teamă, chiar un pic prefăcută, îi face să simtă bine. Da, sau poate să fie... Fiindcă atunci când se adeverește că... Deci, exceptez situația în care ei sunt într-adevăr sub influența unei psihoze. Pentru că inclusiv un călugăr tibetan a făcut furor cu... A și spus cum să ne facem provizii. 6 luni nu va mai fi curent electric și... Deci, Maria, eu de multe vreme am spus că toți nebunii sunt în libertate. Și colcă e printre noi. Știi ce îmi explic eu? Nu e posibil să fie atât de multă lume credulă, ca să nu zic proastă. Dar nu e vorba de a crede sau nu, Maria. Lumea are o nevoie maladivă de teroare. De aceea există filme horror, în care se întâmplă lucruri care niciodată în realitate nu sunt posibile. Înțelegi?
Nu m-am de aceea e nevoie de reporter de război care să meargă pe teren și să transmită în direct ororile războiului sau ororile genocidului. Orice cetățean care stă acasă într-un fotoliu confortabil trebuie să se îngrozească de ceva. E un fel de sport. Omul de acasă trebuie să aibă nevoie, cineva trebuie să-i stimuleze, să-l implice în ceva, să fie deci contact. Există în noi, am mai discutat noi odată, există în noi o maimuță sângeroasă. Da, de două ore. O maimuță care de-abia așteaptă prilejul să iasă, să se manifeste. Tu nu vezi? Imediat ce se rupe echilibrul social, uite-te, iubitele tale primăvere arabe, da? S-a rupt echilibrul social, oricât era el de precar, de precar sau de forțat, și, ce, și, și la ce s-a ajuns? La violență, violență, violență. Inclusiv violența armată. De acord? Da, și mai știu. Deci maimuța nu așteaptă decât prilejul potrivit pentru a ieși târându-se din acea temniță în care a fost închisă și să înceapă să scormonească în intestinele celor căzuți din prea multă pasiune. Da? Să se mânjească de sânge până la coate. E, ceea ce facem noi prin această goană după senzațional și mai ales după senzaționalul ororii și al terorii este hrana pe care o dăm acele maimuțe. De aceea generația tânără, vorbesc de ultimele două, trei generații tinere, sunt generații bolnave deja, fiindcă ele au crescut într-o cultură a terorii și a ororii, întreținută de mass media. Niciodată în istoria umanității nu a existat atâta teroare și oroare în spațiul cultural. Mass media. Niciodată. Să ne înțelegem că te uiți așa musător la mine. O anumită parte. Dar nu e vorba numai de presă. E vorba și de literatură, e vorba și de cinematografie. Mai ales cinematografie. Fiindcă cinematografie cu 2 kg de ketchup ai mânjit 10 oameni. Și atunci, normal că e ușor de simulat teroare. Mă uit acum la un serial care este foarte ingenios, foarte bine scris, se numește Bones, adică oase. E vorba de munca unor antropologi criminaliști. Pe acolo arată niște orori, Maria. Arată niște orori care pur și simplu te pun pe gânduri. Deși altfel e un serial foarte decent și foarte bine scris. Dar pe plan strict vizual, ororile abundă. La fel, vezi filme care sunt interzise celor sub 12 ani, dar sunt acolo niște scene atât de sângeroase, încât, cum să zic, și tu, ca un cuca cu plumeri, și te înfiorezi. Da, tu ai o preferință pentru filmul ăsta? Nu. Filmele de groază? Nu. Că eu n-am înțeles niciodată, poate că e o limita mea, cu siguranță e o limita mea. Nu e o limita ta. Eu pot tu pur și simplu, deci, Maria, și tu ai o maimuță da. Sângeroasă acolo în tine. Da. Dar aia se hrănește cu altceva. Tu mi-ai povestit că ai o tendință spre a forța limitele, spre a trăi periculos. Da? Da. Aia e hrana maimuței tale. Altul, dacă iese pe stradă, tot timpul se uită pe sus, să nu-i cadă o cărămidă sau un ghiveș cu flori. În schimb, se uită la filmele cele mai mizerabile, fiindcă aia e hrana pentru maimuța lui. La altul este un anumit gen de muzică, hrana pentru maimuță, un anumit gen de literatură, anumite activități. De aceea oamenii caut activitățile cu adrenalină. Activitățile care sunt la limita pericolului fatal. Da? Fiindcă aia hrănește maimuța. Sau ajută maimuța să se defuneze, să se mai răsufle. Da. Știi? Acum mă gândeam că n-am zburat cu parapanta.
N-ai zburat cu parapanta, ai făcut bungee jumping. N-am făcut. Ai văzut? Și salt cu parașuta n-am făcut. Ai văzut? Așa mai am, la rateuri mai am încă, zborul cu Migu. Na. Cu Migu? Da. Alea cad foarte... Mă rog, cu... Acum cu M16 eventual, eventual la Arat cu Migu. Cu M16, nu. Mai puțin zburat, mai mult Arat. Știi povestea cu Migurile. Da, da. Niște carburanți care au fost... Bine, hai să nu intrăm în chestiile astea tărești. Revenim, mă las aminte, Crăciunul are o semnificație pentru tine, sărbătorile religioase au o importanță. În general, pentru mine nu are importanță nimic ce este religios. De aceea te-am și întrebat. Și în copilăria ta cum era Crăciunul? Crăciunul? Deși bunicii mei erau persoane credincioase și erau practicanți, să zic așa, Crăciunul avea o desfășoare foarte laică. Adică nu era asociat cu miracolul nașterii, cu cei trei magi sau mai știu eu, cu... nu se mergea la înviere. Nu se mergea la înviere de Paști. Deci, nu, erau practicanți, dar nu erau habotnici, sau cum să spun. În general, pentru mine... Adică erau religioși, dar nu erau practicanți frecvenți. Da. Sau disciplinați. Dar chiar dacă ei ar fi fost așa, Crăciunul pentru mine tot n-ar fi avut o semnificație strict religioasă. Fiindcă întreaga poveste a Crăciunului și acele personaje care sunt asociate sărbătorii de Crăciun nu sunt interesante pentru mine. Da, în Moș Crăciun, că era copil, ai crezut? Că bănesc că venea Maria, și la gel la Moș acolo. Venea un moș, dar știi cum? Eu credeam un Moș Crăciun așa cum se făcea fiica mea, că se sperie. Înțelegi? Adică credeam de conveniență. Era o... Nici că era mic. Eu nu mi-aduc aminte să fi crezut în Moș Crăciun sau să cred așa cum cred copii. În mine, sentimentul ăsta al misticului, Moș Crăciun e un fel de Dumnezeu la o anumită scară, da? E cel care face minuni. Face o, Moș Crăciun e cel care vine, mă rog, acum nu chiar... Nu e cel care vine, și cu... da. Carul ăla cu ce... Dar gândește ce minuni face. Păi gândește-te cu burtoiul lui să cadă pe așa un coș. Da? Și să vină să-ți aducă o grămadă de cadouri, să le pună sub brad. Și în același timp, la... eu de când mă știu, Maria, mă știu atacând și demontând miturile. Așa, dar înțeleg? La colindat mergeai, cum era acolo? Deci, cu colindatul cum era? Era pretextul să mă scoată din casă ca să facă punerea în scenă, știi? Să vină moșul, să vină moșul. Da, să vină cadou. Așa. Deci mă... Eu eram singurul, ca să-ți facă surpriza pe care de după masă. Da, și între timp, maică-mea, deci bunicul meu mă lua... Deci era ajun de Crăciun, bineînțeles, tatăl meu era pe coclaur să construiască comunismul, prin ceva comună, da, avea funcție din ceva comună din raionul Gherla. Bunicul meu mă lua de mână, mă ducea la cunoștințe, am povestit cu da. Așa, intram, colindam, uram, bunicul meu mă aștepta la colț. Așa, și timpul ăsta, maica mea cu bunica mea se zoreau pe acolo, întotdeauna aveam braț frumos, așa, casa era mare și întotdeauna primea tatăl meu un braț. Așa se întâmpla. Deci ele se zoreau, făceau bradul, împodobeau. Bunicul meu de fiecare dată mă aducea și mă băga în bucătărie. Și maică-mea, așa, cu un aer nonșalant, se strecura afară din bucătărie și sună un clopoțel. Aveam un clopoțel de ăsta, cum vezi în filme, la recepții, la hotelurile, știi? Așa, un clopoțel din acela. Era clopoțelul care cândva se chema servitoarea.
Suna clopoțelul respectiv, a venit moșul, a venit moșul. Și noi traversam toată casa, mergeam, maică-mea fugea repede pe afară, dădea turul și ne ajungea din urmă, se prefăcea că vine de undeva. Da, ea n-a auzit, n-a văzut, ea nu știe nimic. Așa, și mergeam toți acolo, era bradul, erau lumânările aprinse, erau cadourile acolo și începeam și spuneam colinzi, cântam colinzi. Dar un lucru interesant, fiecare și le cânta pe ale lui. Care era colinda ta? Păi eu n-aveam o colindă. Eu cântam și cu bunica mea care cânta în ungurește și cu bunicul meu care cânta în românește. Și nu se putea cânta deodată, că ești antar, mești, palmești. Așa că cu bunica mea cântam Men bülozom gyalleyüt huzatu pastoruk, pastoruk hud Betlehembe și edvemenve lașatu, lașatu. Da, și continuă. Cu bunicul? Cu bunicul meu cântam o colindă tradițională, nu știu ce e. Plăcea, avea niște fixuri, poate să povestim o dată. Dar la capitolul colinzi avea o colindă laică. Care suna în felul următor. Cei boieri bătrânii, cei boieri bătrânii, dai Domnului Domn. La masă ședere, la masă ședere, dai Domnului Domn. La masă galbână, la masă galbână, dai Domnului Domn. Galbână de ceară, galbână de ceară, dai Domnului Domn. Și așa mai departe. Și povestea care este? Care povestea? La final. Adică stăteau la masă, galbână de ceară. Și formă se așează după rangul lor și formă împart bucatele și mănâncă. Și n-avea nimic cu nașterea Domnului? N-avea nimic. Era de fapt un fel de relatare a unui chef de Crăciun făcut de niște notabilități sau cei boieri bătrâni. Seamănă cu colindele de Maramureș. Păi, bunicul meu era din Sălajul de Nord, de lângă Jibou, era din Letca. Stai puțin, că chiar Maramureș, adică... Ei se țineau sălăjeni. Eu știu sălăjeni în acea zonă care se recomandă că-s maramureșeni. Acum fiecare, după cum e interesul. Așa. Taică meu era din Suceava și făcea moarte de om, dacă spunea cineva că e moldovean. Păi nu, că era bucovinean. Bucovinean, ai văzut? Da. Bine, întotdeauna bucovinenii sunt un rang mai sus decât moldovenii. Mă rog, așa se țin ei. Mihai, sărbătorile religioase nu te-au impresionat. Mă rog, m-au impresionat, dar nu erau momente, dar nu m-au impresionat. Dar nu le trec cu uimirea, cu... Nu le-a trăit cu sentimentul magicului. Copilul care crede tot ce îi se spune. Eu n-am crezut niciodată în nimic. Înțelegi? N-am crezut în Moș Crăciun, n-am crezut în iepuraș, n-am crezut în Dumnezeu. În ce ar mai fi trebuit să crezi? N-am crezut în partid, n-am crezut în Ceaușescu, n-am crezut în marxism. În ce ar mai fi trebuit să cred? Ia stai să mă gândesc. În tine însuți? Asta am crezut întotdeauna. Chiar că nu mi-am dat seama, dar credeam în mine însumi. În ce apropiați? Păi da, pe tocmai asta este amintirea ce am eu despre familia mea. N-ar fi mai bine să crezi în Dumnezeu care, deși și nu te dezamăgește, te mă gândesc adesea că oamenii pe care îi cunoști există carne și oase. Acum, Maria, să-ți mai spun un lucru și poate va suna... Te pot dezamăgi mult mai tare decât... Dar
cum să spun... Decât o credință în ceva vag și bine, greu de validat. Majoritatea zdrobitoare oamenilor cu care mi-am făcut de lucru m-au dezamăgit. Dar e o dezamăgire cu care am reușit să trăiesc. Chiar asta spuneam adineauri, da? Atât am apucat să zic înainte de emisiune caz, am avut câteva momente în care oamenii mi-au arătat că țin la mine. Cum am? Pot să te întreb, pot să răspunzi. Eu te pot întreba, dar te da, trebuie. Cineva care i-a spus, uite, am păstrat asta special până vii tu. A păstrat ceva special? Da, atât. Da, da. Dar nu? Ce trebuie mai mult? Ca cineva să spună, asta e, el va fi primul care atinge lucrul ăsta, da? Sau altcineva care muncitorii pe șantier. A fost suficient să le arăt că atât de mult mi-aș dori ei să lucreze și între Crăciun și Anul Nou, deși n-ar fi dorit să lucreze. De ce? Ca să putem termina acoperișul. Așa. De? Și astăzi au făcut pasul ăsta și au acceptat să lucreze. Și nu din alte motive decât am simțit din partea lor chiar înțelegere și dăruire. Știi? Adică lucruri normale. Sunt lucruri normale. Cum e normal? Păi dacă un om vine și muncește și plătește, de ce să nu muncească? Da, da. Plus că acolo în sopor, acum după Crăciun, e mai bine să lucrezi 2-3 zile acolo. După atât am mâncat și băut mai... Da, da, Maria, tu știi ce înseamnă să lucrezi la minus nu știu câte grade, sus pe acoperiș. Știi ce înseamnă. Oamenii ăștia meritau 2 săptămâni de pauză și de refacere. Meritau. Și atunci faptul că ei fac un efort, știi, iarna, să lucreze sus pe un acoperiș, e un lucru pe care eu îl apreciez. Și îl privesc ca pe o dovadă de dăruire a lor față de mine. Da, frumos. E simplu, e simplu să privești cinic lucrul ăsta. Cum ai spus tu, tu ai ilustrat viziunea cinică, cinică asupra, asupra acestui gen de pentru bani, pentru bani și ursul joacă, dacă doar îl plătești, normal să vină să muncească. E, nu e chiar așa. Și crede-mă, peste tot unde eu, ca să zicem așa, i-am pus pe oameni să muncească, peste tot am încercat să îi fac să muncească cu inima, nu cu buzunarul. Și cred că lucrul ăsta mi-a reușit în multe privințe. Așa sunt eu un idealist. Îmi închipui că oamenii au și inima pe lângă buzunare. Da, sunt chiar... Dar să zic un lucru. Da. Chiar au. Sunt oameni care au. De cum să nu fie? Da, da, pe aia zic. Trăim într-o lume, trăim într-o lume în care oamenii în loc de inima au un portofel. Ca regulă generală, asta este. Asta e una din tragediile vieții mele. Faptul că în decursul vieții mele am văzut trecerea, care mie mi se pare foarte tristă, de la femeia inimă la femeia portofel. Când am fost copil, am avut parte de femei cu inimă în jurul. Acum mai am parte numai de femei cu portofel în jurul meu. Tu ești o fericită excepție, Maria. Nu, se convinsă că mai sunt și mai știu cel puțin 2 persoane care... Eu n-am avut norocul. Nu, poate nu, că nu, cei nu. Ca mine... Persoana din preajma ta care... Da, 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 da. Poate că cei ca mine îi atrag tu mă pe care, portofelul care în loc sunt de inima. Prietene bune. Știi? Poate că... Așa este, există un fel de atracție a contrariilor, știi? Ce ai făcut în ultimii ani de Crăciun? După Maria, ar trebui să mă duc foarte mult în urmă ca să
Care a fost cel mai un Crăciun pe care îl ții minte sau l-ai adus la anumitor comun? La o duminică oarecare? A, nu. Crăciunul, în primul rând, era într-o ocazie de a te mai întâlni, de a te bucura. Am prefăcut Crăciunul frumos la țară, în atmosfera aia de elevație emoțională, da, știi? Da, care e la țară. Dacă ai și mie soare la țară. Da, 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 da. Și cu plimbări cu Săniuța, cu Sania trasă de cai și... sau când eram în liceu, mi-aduc aminte odată cu niște colegi și cu magnetofonul. Da, da, era un magnetofon mare. Ca cel puțin... Maiacu sau... Maiacu, Maiacu, exact. Nu, 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 nu. Maiacu era mare. Nu, nu, stai, era la polonez. Știu, gri. Da, 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 da. Era un Grundig fabricat sub licență în Polonia. Nu mai știu ce... Da, și avea un... Da, era greu. Era greu. Și noi cu benzile de... de muzică prin buzunare. Ăla era pica, nu era nu, nu, nu. Magnetofon. Magnetofon era? Era magnetofon, da. Că eu am avut și pica, nu la grila pica, mă vedeam când nu, ascultam nu, era, pica. Era magnetofon și o trupă de colegi gherleni. Ne-am înțeles noi și cu trenul și cu asta, deci Livada, Iclod, Bonțida, ne-am pornit la colindat, la colegele noastre, care erau de acolo, din sate. Da. A fost ceva epic. A fost mai epic ca la robot. Adică v-ați învățat cu toate. Ne-am, nu prea apucai să te înveți, fiindcă era un program foarte strâns. Aveam de mers în multe locuri și erau distanțe mari. Noi nu știam că e clozelul atât de parte de Iclod. A, și trebuia să mergi pe jos. Da, bineînțeles, mergeai până în gară, dar deja din gară până ajungeai în sat, mâncai o pâine. Și pe urmă, la unde șade cu tare? O, tu noi, domne, tavan în capătul celălalt. Hai, în capătul celălalt, eram tineri, eram plin de viață. Și căram magnetofonul ăla după noi. Și... Da, și când ajungeați acasă la colegii... Și când ajungeam acolo, care... când ajungeam... Da, puneam să meargă imediat prin grupul de drumul la muzici. Și imediat venea badea. Da, de-aia, de-a noastră, n-ai? De unde badea? Na. Amintiri frumoase. Da, amintiri haioase. Într-adevăr. Da, acum Crăciunul... Deci, asta... Cu indigestie vine de regulă. Cu indigestie sau nu bei nimic, fiindcă ești cu mașina și te duci în dreapta, în stânga și colinzi. Nu mai are același farmec. Dar, mă rog, Maria, nu farmecul Crăciunului în sine, ci farmecul acelei perioade, știi? E farmecul acelei perioade când eu personal și cum am început să-mi dau seama numai când am pierdut această stare. Eu atunci eram un fel de un copil al infinitelor posibilități. Adică de la a fi pianist de concert până la a fi istoric, profesor, îl mai știi pe profesorul Nicula. Eu era profesor, nume, dar nu, profesor de istorie. Nu știu după nume, dar nu mai atât. Da, da. El mă poreclise Șerbanov, nu? Să-mi dea un nume turcesc, așa. Deci el era atât de pornit că eu trebuie să mă fac istoric. Să cercetez arhive, să fac lucrări fundamentale și foarte importante din domeniul istoriei. Da? Deci, ce vreau să spun? Era... Fiecare profesor trăgea de mine. Eu mă duceam la nu știu câte olimpiade. La toate. Profesorii, cred că la toate. De la literatură până la chimie. De ce? Fiindcă toți profesorii, într-un fel, trăgeau de mine, fiindcă i-aș fi putut face orice. Până și Weber, mai știi, profesorul de educație fizică. Da. Așa.
Johannes Weber. Da, dar în liceu a fost, să aduc aminte. Galiganul acela, așa. E, vreau să zic deci că de la Weber. Da, că eu când aveam 10 ani eram cât sunt acum. Și de înalt și de lat. Și ăsta când m-a văzut prin curtea școlii și dându-și seama că eu sunt de-abia în clasa 4-a, a venit la mine și a zis, zice, tu ești următorul campion mondial la aruncarea greutății. Fiindcă toți colegii mei de clasă, toți colegii mei din școala primară, erau cel mult până aici. Eu eram ca măgarul între ori. El a venit, tu ești viitorul campion mondial la aruncarea greutății. Și a pornit cu mine un ciclu foarte serios de antrenament. Dar Maria, cum să zic, ajunsesem acolo că trăgeam de haltere acolo unde era sala mică de sport, unde era internatul, unde erau fetele, dormitoarele fetele. Știi unde a stat tu? Acolo, pe scările alea, n-ai auzit niciodată? Fugeam de 10 ori până sus și până jos, din 2 în 2, din 3 în 3 și până din 4 în 4 săream, urcam scările alea. Îți dai seama? Făceam flotări cu sutele, toc, 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 așa la foc automat. Păi, urca așa o scânteiuță, mi-aduc aminte de... Ne zicea, liniște, că fetele... Da, și sala de sport era... Da, antrenamentele le făceam după masă, voi cred că erați la studiu, prin clasă. Da. Că n-aveați voie dormitor după masă. Nu, că mergeam. Așa. Deci nu cred că vă deranjam, poate numai ocazional. Bun. Deci, până și profesorul de sport a văzut în mine un campion mondial. Și cum s-a terminat povestea cu sportul? Păi cu povestea cu sportul s-a terminat acolo, că în clasa 10 eram penultimul. În clasă. Deci a rămas mic. Ca să fii campion mondial la aruncarea greutății, trebuie să ai peste 2 metri și să ai 150 de kg. Și la junior ai făcut performanță? Deci după aceea am făcut sprint, fiindcă eram foarte bun la alergare, și am făcut pentatlon. Deci sprint, 400 metri... Combinată. Da, combinată, da. Săritura în lungime, săritura în înălțime. Da. Da, zic că... Dar la, sportul... La junior cu aruncarea greutății s-a terminat. Până unde te duci? Cu aruncarea greutății? La nivel de județ, de... La nivel de județ. Deci la nivel... Dar până la 14 ani nu erau competiții. Am înțeles. Deci pe când eu să ajung la competiții, a rămas o stâmpitură. A rămas tot când mă vezi. Dar din ce cauză? Păi fiindcă așa a fost ciclul meu de creștere. Eu am crescut până la 9 ani, am crescut așa ca din apă și m-am oprit. Și de atunci n-am mai crescut un milimetru. Și mă simt destul de bine așa cum de la 9 ani? De la 9 ani. Eu n-am mai crescut. 90 ani. 90 ani, mă rog. Așa. Deci mergeai la toate. E bine sau e rău să ai aplicații, să-ți placă atât de multe lucruri? Într-un fel e bine, Maria. La matematică știu că n-ai fost foarte... Fiindcă nu mi-a plăcut. Păi, nu că n-aș fi putut. Așa. Dar nu mi-a plăcut. Mie nu plac lucrurile cu unghiul drepte. Nu-mi plac. Nu-mi plac lucrurile prin care noi... cum s-ar zice, siluim viața și realitatea. Dar mă rog, asta e o discuție... Crezi că matematica face asta? Sigur că da. Sigur că da. Fiindcă matematica pleacă de la o premisă foarte greșită. Că dacă există o entitate pe care o numim 1 și există o entitate pe care o numim 2, 1 poate fi egal cu 2. În realitate, niciodată nu se întâmplă lucrul ăsta. Numai pe plan conceptual. Dar aia nu mai este egalitate, aceea este identitate. Înțelegi? Conform legii specializării din sofiologie, un câine este identic cu un alt câine doar fiindcă este parte a acelei specii. Dar niciodată un exemplar nu va fi egal cu celălalt. Bine, acum la ființe vii te referi, dar
Dar referă-te la fulgere. Nu știu. Sunt două fulgere, sunt două fulgere identice. Nu, acum, în forța lucrurile. Gândește, de la oameni sunt două femei identice? Nu la ființe vii. Da, există o femeie să fie identică azi cu ceea ce a fost ieri? Două piulițe pot să fie identice? Nu. Nici măcar două. Numai ca funcționalitate. Deci asta nu e matematică. Două piulițe pot fi identice numai ca funcționalitate. Dacă le pui pe două, pe cântar ultra precis, vei constata că există o diferență decelabilă între ele. Înțelegi ce zic? Un stejar este același lucru conceptual cu un alt stejar. Dar ele nu vor fi niciodată egale. Nici identice. Deci de aceea mie nu mi-a plăcut matematica. Am avut sentimentul că matematica, cum să zic, să împarți un cerc în 360 de grade, că poate fi împărțit într-o infinitate de grade. Nu mai e cerc, că e sferă. Nu, vorbesc cu un cerc. E iarăși o convenție, 360, deci îl împărțim în două grade. Gradul din stânga, gradul din dreapta. De ce nu? De ce nu? Ca formă să putem genera mecanisme și funcționări ale unor mecanisme mecanice. Da, aici sunt de acord. Și... Da, aici sunt de acord. Și e vorba de 360 de grade în geometria plană, nu e... Da, e o convenție. E același lucru. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut matematica. De ce, de exemplu... Mai puțin trigonometria pe care n-am înțeles. Uite-te, există o convenție. Există o convenție. Sunt notele muzicale. Sau, mă rog, acele sunete standard. Da. Care sunt folosite în muzică. Dar nu există două viori să sune la fel. Nu există doi violoniști să sune exact la fel. Ai zice că pian, că la pian e simplu, că acolo avem clapa și sunetul. Deci acolo. Fiindcă acolo depinde de tușă, depinde de grosimea fetrului de pe ciocănel, depinde de mâna celui care a acordat pianul. Da. Așa? Deci două piane cu aceeași referință nu vor suna niciodată la fel. Nici două viori cu aceeași referință. De execuție depinde. Depinde de o quasi infinitate. Depinde de umiditatea atmosferică. O vioară sună altfel atunci când umiditatea e de 20% și cu totul altfel când umiditatea este de 80%. Asta n-am știut. Ai văzut? Sau vioara de ce? De fapt... Păi fiindcă la elem. E lemn. Maria. E lemn. El când se încarcă de apă, nu se încarcă, dar își schimbă în mod semnificativ umiditatea atunci când tu ești într-o atmosferă. Păi înseamnă că și contrabasul și violoncelul sunt influențate de umiditate. Toate. Mai puțin alămurile. Alămurile nu, dar de exemplu percuția, tobele, sunt și ele puternic influențate de umiditate. Și așa mai departe. Deci trăim într-un univers probabilistic, stocastic. Nu trăim într-un univers ca acela pe care îl imaginează matematica. Ai învățat matematica totuși, ca să mergi la SE. Ai învățat-o. Da, atâta mi-a fost de... Am avut o târșală, Maria, mai ales că trebuia să învăț algebră și trigonometrie. Trigonometria mai îmi plăcea, că era un fel de joacă într-un cerc. Sinus și cosinus. Da. Da, îți închipuia că ești în centrul cercului și desenai triunghiul pe acolo și era asta raportată la aia, aia la altă raportată la aia, la altă se învârtea încolo și era... Da, algebra, mai ales când am ajuns la șiruri,
Și la integrale. Dar mă rog. Cu ce? Ai luat meditații? La matematică? Da. Da? Și am luat cu cel mai bun profesor din Gherla, cu Șuitu. Da, de la noi, de la Petru Maia. Da, da. Știu. Era un geniu al matematicii. Era direct de fapt, la jungla vremea aceea. Era atât de genial încât eu nu înțelegeam nimic. Și cât ai luat la admitere la matematică? Mă, culmea, deci media mea la admitere a fost de 7,84. Culmea la matematică am luat 9 și ceva. Și la... Și ți-a asigurat intrarea la secă? Nu era ușor. Deci culmea. În schimb, la economie am luat în jur de 7, deci eu care, cum să zic, mâncam economie pe pâine, eu care, cum să zic, eram bun, dar eram bun, bun, bun de tot. Am fost și la Olimpiada Națională de Economie, știi? Deci eu știam economie, problema care a fost, eu am un scris urât. Aveam un scris urât. Așa cum am mai avut scris. Și nici nu cred că aveai răbdare să întocești manualul cap-coadă. Ba da, ba da, dar știam mult în plus, știi? Da, dar nu se contează ce știi. Deci am făcut adevărată disertație acolo la admitere și, întrucât am scris teribil de mult, am scris și teribil de urât. Și pe urmă cu o pilă de-a noastră s-a dus să vadă lucrarea. Și a zis, bune, ce pasaje între sunt șterse cu roșu, fiindcă sunt ilizibile, a zis cel care a corectat. A scris acolo, ilizibil, ilizibil. Și din cauza aia, eu care eram de nota 10 plus la economie, m-am trezit cu un amărât de 7. Noroc cu matematica. M-a salvat de cosinus. Da. M-a salvat matematica de a... Putu-și și eu să-mi fac o amărâtă de meserie. Și în facultate ai avut matematici? Am mai avut în anul 1 și în anul 2, dar era de conveniență. Deci acolo, dacă era băiat simpatic, luai o notă perfect acordată cu celelalte note din carnet. Înțelegi ce vreau să zic? Da, dacă celelalte erau bune, nu se cramponau de faptul că nu-ți face matematică. Exact. Și se uitau la celelalte, ești de 10, hai că îți dau și eu. Îți dau 9. E bine. Cel mai tare. După dicționarul enciclopedic, ce ți-a plăcut? Cum adică ce mi-a plăcut? Dintre disciplinele care le-ai învățat la școală, la gimnaziu, la liceu. De care ai fost mai aproape? Dintre științe, dintre... E foarte complicată întrebarea. N-ai avut o pasiune pentru... N-am avut o pasiune. Biologie, pentru fizică. N-am avut o pasiune. Pasiunea mea a fost acea pasiune a pruncului și o pârlița. Da. Să știu tot. Și a dicționarului enciclopedic. Să cunosc tot și dacă se poate, încă ceva pe deasupra. Mai bineînțeles, nu am mers pe linia aprofundării. Poate dacă ar fi vorba de pasiune, hai să zic, am fost pasionat de astrofizică. Fiindcă mă vedeam cu ochiul chitit pe ocularul unui telescop și urmărind stelele și galaxiile și... Da, și acum, dacă fac un efort, pot să reproduc diagrama Fraunhofer sau pot să scriu ciclu heliocarbon. Mai știu eu ce. Dar a rămas o pasiune stearpă. Fiindcă n-am putut duce până la bun sfârșit. Fiindcă pentru a ajunge astrofizician și a studia stelele și așa, trebuia să trec prin foarte multă algebră, prin foarte multă așa, și prin foarte multă fizică. Și nici fizica n-a fost... Fizica mi-a plăcut foarte mult. Și acum, dacă mă iei la bani mărunți, o să vezi că cunosc enorm de multă fizică. Dar... Dar nu mecanica, nu electricitatea? Am avut un prieten, eram deja amândoi la întreprindere. Deci eu eram economist, el fizician. Era într-un laborator de încercări. Și el un om cu multă deschidere intelectuală.
Acum e chiar profesor la universitate. Și începeam să discutăm câte în lună, câte în stele, câte în ochii mândrei mele. Și când ajungeam la o anumită problemă mai specifică, noi vedeam că pune mâna pe o hârtie și ia un creion și se pregătește să-mi înșire mie acolo ecuații. Până când i-am zis mie să nu mai vorbești despre nimic ce nu poți prinde într-o frază. Priviu, grai. E vorba de Buzdugan. Lasă! Nu, nu, nu. Altcineva? Altcineva, altcineva. Și Buzdugan are unele tendințe din astea, dar nu, în vremea respectivă nu mă frecventam cu el. Și am e prea matur totuși ca să mai dea în chestii de astea copilărești. Imediat să-ți arăt pe hârtie și aici să-ți extrag radicalul. Mihai, nu te-am întrebat niciodată. Ai avut un model sau mai multe modele? Ai aspirat spre cineva anume? Om de cultură? Nu. Am avut niște modele. La noi, la femei, e mai simplu. Au fost mai puține personalități și n-am avut așa mari probleme. Da. Eu am avut mândrie și prejudecată. Eroina de acolo era da. Un de adolescent. Da. La bine, nu pot să spun. Dacă e vorba de literatură, nu. Nu. Deși prin literatură am aflat despre el. Un model a fost Spartacus. Nu văzusești filmul. Numai din citit, probabil. Exact. Numai din citit. Și acum văd cartea despre... În filmă, zi-mi actorul, că și văd masa... Kirk Douglas. Da, cu musculatura și... Da, da, da. Bine, filmele din perioada respectivă erau... Chiciuri. Da, și nu neapărat... Da, într-un fel erau chiciuri. Oricum ai ce să faci o cărătă de asta, n-ai cum să faci. Da, da. Și în vremea respectivă, filmele nu erau nici de artă și nu erau nici de acțiune. Cum da, s-au făcut mai recent niște filme de acțiune cu tematică istorică, dar foarte impresionante, da. Vizual. Da, și n-aveau o minimă decență. Adică, și un minim respect pentru adevărul istoric. Macedon să vorbească în engleză. Oricât, nu? Acum nu, da. Am mai progresat lucrurile, adică trebuie să fie mai verosimile poveștile. Da, 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 da. Trebuie să dai un așa numit un aer local. Da. Păi, culoarea locală. Natural, nu? Așa. Deci Spartacus cum ai ajuns la el să fie model? Păi prin lecturile mele. La Spartacus, povestea lui mai degrabă mi se potrivește mie ca model. Nu ție. Spartacus a fost un revoltat? N-a fost un revoltat. El nu era un revoltat din fire. Din potrivă, el a strâns mult din dinți. Și a fost multă vreme un lider al gladiatorilor înainte de evadarea lor. Așa. Da. Și după aceea a fost un conducător destul de înțelept, care a încercat să țină în frâu pe acei tineri bătăioși care ar fi vrut în orice clipă să se ia la hăcuială cu legiunile romanilor. Știi? Și a fost și un lider înțelept. El a aplicat ceva ce tot încercăm să învățăm pe elevii noștri în artele marțiale. Retrage-te înainte de a ataca. El a rămas celebru pentru... cum să zic, se luptau gladiatorii pe echipe. Erau patru dintr-o echipă, patru dintr-alta. Și de obicei se atacau. Erau, de exemplu, gladiarii, cei care erau cu săbile, care luptau împotriva retiarilor, care erau aceia cu plasele. Vezi cât de mult știu de atunci, din lecturile mele despre Spartacus, care erau cu plasele și cu tridenturi. Știi, luptau. Și era Spartacus cu alți trei, cu săbile, și erau patru retiari. Și luptând unul la unul, trei dintre retiari i-au învins pe colegii lui. Ideea era că trebuie să fie victorie completă. Deci trebuia luptat până când unul singur rămâne în viață, nu în picioare, în viață. Da?
Și atunci Spartacus s-a trezit singur contra patru. Și ce a făcut? A luat-o la fugă. Ei au început să-l huiduie, știi? Dar el a luat-o la fugă și la momente pe care el le-a judecat oportune, se întorcea fulgerător și pe primul care era mai aproape de el, îl hăcuia. Îl omora, da? Și așa a ajuns de ea lichidat pe toți patru. Da? Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Nu e un model de azi pentru adolescenți. Îl admira. E pe Spartacus sau... Cum să nu fie un model? E cea mai bună învățătură de viață. Când viața ta este în pericol... Pentru un adolescent nu este un model. Cred că i-am învățat corect lecția de la Spartacus. Tu îl admirai sau vrei să-l... Păi nu putem să vrem să imităm decât pe cei pe care îi admirăm și cu care ne identificăm. El n-a fost un erou în sensul ăsta, așa cum n-am crezut în Dumnezeu, n-am crezut nici în Spartacus. Nu se poate să crezi, nu poate să ai un model de viață. Dacă asta era sunt întrebarea, multe, dacă, dar să-ți mai dau un exemplu. Dacă ai vrut să fii ca cineva, să mai... Să-ți mai dau un exemplu, că acum vine în minte, Neti Bampo. Știi cine e Neti Bampo? Ai citit Vânătorul de Cer, de Fenimore Cooper? Nu. Nu. De-a. Deci este un colonist englez. Neti Bampo. Așa. Ce nume... E bărbat. Frivol numele. Da, frivol, Neti Bampo. Da. Și un erou e în Vânătorul de Cer, de Fenimore Cooper. Cel care, cum să zic, e în... e unul din romani din seria aceea cu Ultimul Mohican. A. Cu Kinga Chuk și cu Uncas, da? Da. Dar a fost un erou. Era un colonist, era un vânător singuratic. Da, sunt personaje de acțiune. Nu e un personaj de acțiune. Eu mă gândeam că avea altceva, un model, eu așa te văd. Stai un pic, am avut și modele elevate. Modelul renascentist, mai degrabă, ți s-ar potrivi ție. Da. Unul din modelele mele, să numesc, sau persoane care m-au interesat, personalități care m-au interesat. Eu nu poți, model, că eu când zic model, e cel după care îmi modelez eu viața. Ori așa ceva n-am avut. Dar o persoană care m-a, o personalitate care m-a interesat a fost Leonardo da Vinci. Da. Un exemplu. Sau o personalitate care m-a interesat a fost Rabelais, privit prin prisma scrierilor lui cu Gargantua și Pantagruel. Sau, ce să mai spun, mai recent, mai apropiat, am constatat că am foarte multă admirație pentru personalitățile enciclopedice. Cele care reușesc să depășească anumite limite, să le numesc convenționale, ale domeniului lor de referință, cum a fost, de exemplu, Isaac Asimov sau Carl Sagan. Da? Ai simțit vreodată că trăiești într-o țară prea neînsemnată, mediocră? Asta mi se pare o... Te-a traumatizat? Nu. Nu, niciodată? Maria, și datorită acestui fapt, oriunde am umblat pe această planetă, am fost tratat cu respect, am fost tratat cu deferență, nu, nimeni nu m-a privit de sus că sunt român. Nu, eu nu în sensul ăsta te-am întrebat. Știi de ce? Fiindcă n-am plecat nicăieri cu un handicap autoimpus. Nu e vorba de asta. Este vorba de totul altceva, că nu ne avem oricum unde ne naștem sau nu. Ideea este că... Dar nu sunt mândru orice... că sunt român, deci nu, am înțeles, dar joci într-o grupă valorică, sau jucăm, nu joci, jucăm cu toți ăștia din Românica, într-o grupă valorică sub nivelul celei a, să nu zic, Statele Unite, să zic, britanicilor. Maria, să zic un lucru. Eu cred că nu există grupe valorice. Nu există decât oameni care au sau nu au valoare. Punct. Să-ți dau un exemplu.
Știi cine a câștigat campionatul european de handbal feminin? O țară mică, mică, Muntenegru. Muntenegru, da. Țară cu câți locuitori? 3 milioane. Da, 3 milioane. 700 de mii, cât județul Cluj. Da? Pe cine a bătut în finală? Pe Norvegia. Campioană mondială și olimpică. Hai să zicem, Norvegia are vreo 7-8 milioane de locuitori, dar până acolo a bătut pe Germania cu 80 de milioane de locuitori, Rusia cu 150 de milioane. Deci nu există grupe valorice. Există numai oameni care au valoare și oameni care nu au valoare. Deci nu are nicio relevanță că ești român, că ești din România, că ești din Țigania. Nu are nicio importanță pentru valoarea individuală. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegi. Nu e un englez cu nimic mai presus, numai fiindcă e englez. Crede-mă, nu-ți doresc, Maria, să fii undeva într-un hotel la Mediterana și să ai vecini pe palier englezi. Nu-ți doresc, e ultimul lucru pe care trebuie să ți-l dorești în lumea asta. Nu-ți doresc vineri seara sau sâmbătă seara să fii în metroul londonez. Fiindcă ai impresia că, sau cum să zic, au evadat toate animalele sălbatice din grădina zoologică. Și s-au și îmbătat. Și s-au și îmbătat. Hai, tu ce ai cu Britanie? N-am nimic. E o națiune sublimă. Dar e o națiune sublimă privind ex specie evoluționis. Adică în evoluția ei, prin realizările ei cumulate, este o nație sublimă. Dar acum, dacă iei 10 englezi, 9 vor fi cel puțin la fel de mârlani și de neînsemnați ca valoare umană ca oricare 9 români luați din 10. Mihai, dacă puteai să înțelegi țara în care se naște, ai fi avut o preferință? Sigur că e stupidă întrebarea. Da, să zicem, stupiditatea întrebării. Nu. Nu? Am fost în multe locuri frumoase și chiar și în Europa sunt locuri mult mai frumoase decât România. Dar pur și simplu zic, sunt foarte frumoase. Și mai frumoase decât ce vezi în România. Și cu asta basta. Ce legătură are asta cu unde vrei să trăiești? Asta e o chestie oportunistă, nici măcar animalele nu fac așa. De ce omul trebuie să zică, vai, mi-am găsit fericirea în Noua Zeelandă sau în Canada sau în Patagonia? De acolo, pe perete. Nu că bate prea tare vântul acolo. Bate vântul, da. E ceva ce mă atrage. Asta e un ansamblu care se numește Torres del Paine. Deci, cum spunea Maria, Patagonia mă atrage. E un fel de mecă cerească pentru mine. Adică e un loc care mă atrage, dar, cum să spun, frumusețea picturală a Patagoniei are ceva magic pentru mine. Dar, cum ai zis tu, acolo bate vântul. Da, e urât. E urât. Nu-ți poți face cabana acolo. Ai văzut? Și atunci pentru ce să mergi acolo? Pentru ce? De ce să mă străduiesc eu să... cum să zic, să interpretez apasionata că cu sonata asta lui Beethoven mi-am încheiat cariera muzicală. M-a recunoscut în linț. Nu eram pregătit. Era în competiție? Cu mine însumi. Și cum s-a întâmplat până renunța la pian? Facem o diversiune și revenim la Patagonia. Da. Păi, oricum trebuia să reduc mult activitățile muzicale, fiindcă mă pregăteam, învățam la matematică ca să dau admitere la facultate. A, deci până în liceu ai mers cu pian? Sigur, și la un moment dat erau persoane care spuneau, dar el ar fi bun de pianist, are talent, are simțire, ar putea să facă treabă deosebită în domeniul ăsta. De ce nu-l dați la conservator? Și mai că mi-a zicea ce, după aceea să fie muritor de foame? Poate că avea dreptate. Poate că avea dreptate. Bine, câțiva care au făcut cariera solistică, câștigă bine.
Nu erau, nu sunt. Da, câțiva, dar cum să zic, poate n-aș fi avut nici talentul lui Rubinstein și poate n-aș fi avut nici inspirația lui Kleiderman. Culmea că amândoi se vrei. Amândoi se vrei. Și Rubinstein și Kleiderman. Da, Dan Grigore nu este. Bine, să nu uităm la excepții. Și să știi că Kleiderman a venit la Cluj și a făcut am jumat pe scenă, a făcut playback. A fost o decepție completă. Nu zic că nu e. Bine, bun. Acum, da. Dar a avut inspirație. El a fost cel care a lansat ăsta, cum să zic, muzica clasică transpusă într-un context modern. A făcut-o mai suportabilă, nu? A făcut-o asimilabilă de către vulgar. Asta va fi separat. Odată voi vrea să te întreb. Asta e discuție în general, nu cu muzicienii, ci cu pictorii din domeniul artelor. Cu cât sunt mai evoluați la masă, cu atât au fac lucruri pe care le înțelege din ce în ce mai puțină lume. Da, și... te referi la destinul deci, individual al unui pictor? Sau la evoluția curentelor artistice? La creația artistică, la opera artistică. Cu cât este mai sofisticată, mai valoroasă, mai elaborată, cu cât se apropie de geniu, vreau să zic mai genială, așa? Cu cât se apropie de geniu, cu atât este mai puțin înțeleasă. Chiciul este foarte ușor de asimilat. Că e vorba de muzică, că e vorba de pictură, că nu ai mare problemă să te uiți la un... Da, înțeleg ce vrei să zici. La un tablou cu Liliac, celebrul tablou cu Liliac, care nu găsim în foarte multe sufragerii românești. Da, din zona... Da. Care picta, mergea lumea și cumpăra cu 200-300 bânza, s-o ducea jocunea, am jocunea sfragerie. Chestia, pe aia toată lumea înțelege și o apreciază. Dar altfel, dacă faci artă adevărată, nu îți găsești clienți, nu e comercială. Acum depinde. Maria, era o vreme... Uite, tu cunoști un pic povestea baronului, era să zic Münchhausen. Münchhausen nu cunosc. Baronului Brückenthal. Nu, cel care a lăsat la Sibiu... Da, știi că el a fost guvernator la Transilvaniei. Da. Și în perioada lui Sibiu... Familiară povestea. Păi e o poveste cu totul și cu totul remarcabilă, fiindcă el a strâns o colecție de opere de artă care este unică în Estul Europei. Vreau să zic că o selecție din colecția Brückenthal a fost prezentată acum 4 ani la Paris și a făcut senzație. Dar senzație, scriau în draci revistele și ziarele franceze despre ce comori există în colecția Brückenthal. Deci fără să fie nume extraordinar de... Nu erau, cum să zic, nu sunt pictori și sculptori de top. Dar Brückenthal a avut un simț. Instinctul exact. Frumosului. A știut ce să cumpere din ceea ce a văzut el sau i-au propus diversi... Și nu era armean. Era neamț. Da, era neamț. Era dintr-o comunitate săsească de acolo, de pe Valea Târnava. Nu, dar eu ziceam că armenii sunt cei care au aplicații pentru, în special pentru arta plastică. Da, așa este. Și ce vreau să spun? Atunci era un fel de echilibru. Că se întâlneau undeva la mijloc. Arta era bogată. Da. Calitatea produsului artistic. Era bogată atât ca și reprezentare, ca și tematică, cât și ca și valoare tehnică. Și de cealaltă parte erau oameni. Un public avizat. Erau un public avizat. Totul s-a spart în domeniul ăsta atunci când a apărut impresionismul. Deci, că fotografia e cea care a dat peste cap... Nu. Impresionismul.
după părerea mea. De ce? Fiindcă timp de două generații impresionismul a fost tratat ca și o abominație și după aceea, dintr-o dată... A fost totul. Exact. A fost dintr-o extremă... Exact. După aceea au început să umble nebuniți în așa fel încât un tablou de... Nu de mult a fost vândut cu 120 de milioane de euro. Ți-o faci seama? Da. Și Monet încă e unul care a avut un oarecare succes în timpul vieții lui. Da. A avut un oarecare succes, dar ceilalți au murit de foame. Exact cum era melodia, piesa aceea lui Charles Aznavour la Bohème. Au trăit în Bohema, ca în Bohema de Puccini. Știi? Mureau de foame. Se încălzeau cu picturile pe care nu reușeau să le vândă. E o nenorocire totuși asta. Maria. Geniile trăiesc sau au trăit, că acum geniile, dacă fi genii, s-au șmecherit. Ce cuvânt. Inclusiv Bârcuș, care a fost genial, într-adevăr. Da. Dar a știut să facă mai multe bucăți. Da. Da? A știut să profite de faptul că vame și americani au spus că ceea ce duce la expoziție nu e operă de altă, că e trafic de oțel. Da, 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 da. Deci a avut un instinct comercial. A știut să profite, să... Deci a știut să iasă în față. Să prindă suflul vremii. Și oameni ca aceștia sunt cei care, de obicei, reușesc să ajungă la notorietate și la bogăție în timpul vieții lor. Uite cum a fost, de exemplu, Rodin, care aș putea spune că e artistul meu plastic favorit. Dar a fost și un om foarte bine ancorat în realitate. Tot ce a creat el a fost imediat iubit și adulat. Și expus. Și expus și, cum să zic, statul francez i-a cumpărat casă, i-a cumpărat o mulțime de creații. Acum este un muzeu Rodin care face bucuria multor iubitori de... care tot timpul e plin. Nu poți arunca un ac în muzeul Rodin. Sau, mai aproape de noi, l-am evocat pe Kleiderman. Kleiderman e un pianist mediocru, dar care a înțeles ce se cere. Mai ții minte trupa? Marketingul, da. Hai să-l numim marketing. Se știe vinde. Se știe vinde. Mai ții în minte trupa aia care se numea Rednecks? Nu. Era o trupă care era de fapt de suedezi, dar care făceau pe cowboy nespălați. Pe țărani nespălați. Parcă mi-aduc aminte de ceva de... Și era ceva, avea o piesă care era ultra celebră cu ceva cu un job. Da, mă rog. Aceea a fost o lovitură de imagine. A fost o trupă fără nicio valoare artistică, dar care uite, să mai dau un exemplu. André Rieu, care este un violonist bun, să zicem. Dar el se interpreteze muzică clasică cu o orchestră, să cânte un concert de Vivaldi sau de Paganini sau de Grieg, nu ar fi fost în stare de așa, e un erou. Pentru lumea care se strânge să-l vadă cum interpretează muzică vulgarizată. Muzică clasică vulgarizată. Da, dar pe de altă parte, dacă nu faci compromisul ăsta, dacă nu, sunt solici de operă, sunt Dumnezeule, nume formidabil de mari, care coboară pe scenă cântă cu truperul. Da? Da, solici. Dar bine, aceea poate fi tratată drept un proiect, să-l numesc artistic. Da, păi este un proiect artistic. Nu neapărat are dar o legătură cu câștigatul banilor. Da, e adevărat. Să deci când Kleiderman sau André Rieu fac chestia asta exclusiv pentru bani. Și mai trebuie să mai bagi pe, cum îl cheamă, ungurul Maton, cel care cântă, va veni imediat și la Cluj, care cânta cu Plușcenco.
Nu știu. La dans pe gheață. Marton. Un ungur este care cântă pe o vioară de tot felul de concerte. Bine, și asta să zic, adică, nu e nimic. Am o vioară care e o poveste, nu știu dacă eu sunt foarte bun neapărat, dar dacă este lumea construită pe povești, și dacă reușești să-i spui o poveste, să-i vinzi o poveste frumoasă, sau dintr-o dată captezi atenția, devine... E aceeași chestie cu fetele astea care devin vedete. Dom'le, ce știe să facă fata asta? Păi nimeni nu știe să spună... Dar e o mare... Dar e o vedete. E la celălalt capăt al lumii față de atitudinea aceluia care a pictat ceva. Sau a compus ceva. Uite, Eric Satie, un mare compozitor francez, cu gimnopedia lui, n-a fost deloc apreciat în timpul vieții. Dar acum e ceva foarte... A fost descoperit. A fost descoperit, ulterior. Sau cei care au scris lucruri, Nietzsche n-a fost citit și iubit. Acum e o celebritate. Și va rămâne celebritate, câtă vreme va mai bate o inimă de om pe planeta asta. Deci, sunt cei care au fost... exemplele sunt nenumărate. Ești de acord cu mine că sunt genii și sunt valori uluitoare despre care nu se știe niciodată, care s-au pierdut cu totul și care au operă. Și post-mortem, ca să fii... Recunoscut ca geniu, da. Trebuie să ai totuși o șansă. Da, hai să ne gândim numai la cele genii care s-au născut genii și care au fost omorâte de către părinți, familie, școală și așa mai departe. Da, așa e adevărat. Deci, eu sunt ferm convins că potențialul, să numesc generic, al ființei umane, este mult mai mult decât se poate extrage în condițiile standard de funcționare socială dintr-o ființă umană. Dar ne străduim să-i îndobitocim programat, știi? Pe oameni. Imediat ce ridică un degețel, îi dăm peste deget. Ți-am ținut părut rău că n-ai făcut o carieră direcționată? Fie un fizician strălucit, fie... Nu. Deci nu matematică, nu fizică. Chimist. Chimist nu. Chimist nu prea mult seamănă cu matematică. Adică nu cu științe exacte. Nu cu științe exacte. Totdeauna am avut o inclinație să nu zic așa spre științe umane. Dar acolo e greu de făcut o carieră. Nici acolo nu e foarte greu de făcut o carieră. Uite-te. Dar ce carieră are un filozof? Spune-mi tu ce părere ai despre Rubini, care nu e laureat de Nobel, totuși. Dar nici nu va fi. Așa, și nu va fi. Fiindcă el, ca economist, nu s-a afirmat cu nimic. Păi asta spun. Atâta doar că și el e un fel de succes de piață. Da, el e un fel de Clyderman al economiei. Tocmai asta vreau să spun. Că contează marketingul. Dom'le, niște chestii banale. Deci asta voiam să zic, Adineau. La o extremă sunt cei care au creat lucruri care acum le considerăm fundamentale pentru cultura umanității. La extrema cealaltă sunt cei care au un mare succes de public și pe care istoria îi va uita sau îi va îngrămădi undeva într-o notă de subsol. Știi? Toți Clydermani. Eu sper că nu-i va uita istoria. Toți Clydermani. Toți cei care se dau mari pe sticlă. Ridicole. Nu neapărat. Nu neapărat. Așa ridicole. Cum era Atoma. Era... perioada aceea prolet-cultistă. Erau tot felul de versificatori și de pictori și de... Și da. După aceea râdeam de... Eu m-am dus la bibliotecă să citesc Du-du-du, tractorul oară, du-du-du, remorca... Dar steluța aceea de sus, oare... Du-du-du, remorca cară, du-du-du, tractorul oară.
Dar stărița cea de sus, oare ce o avea de spus? Socialismul spunea, se plătește în țara mea. Erau versuri. Da, dar au fost și versuri de genul sunt pom de lângă drum și fără rad, la mine ramuri, poame, roșii, ard. Drumețule, te vrei să iei, tu ia fără de sfială, că n-ai să dai la mine socoteală. Asta sună destul. Dar dacă vrei să aduci cuiva mulțam, ce sumină oameni, ce pe sânul ei ne poartă pe mine și pe tine la oaltă. Asta nici nu sună atât de rău. Scuză-mă, acceptabil. Așa-i? Așa că să nu, cum să zic, să nu punem și etichete pe ea. Și sămânța, am înțeles că pe la Castri sunt tot în spiritul noilor vremuri, nu chiar pe nevol. Ma, Maria, nu poți trăi, în lumea asta fără să faci un pact, cât de mic ar fi el cu diavolul. Nu poți. Te-ai făcut? Da. Da. Păi uite, data viitoare o să aduc o culegere de poezii a pionerilor din județul Cluj. Deci ai făcut... Care sunt... Tu erai minor când ai făcut pactul cu diavolul. Da, 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 da. Și această culegere se deschide cu două poezii de ale mele. Deci din 30 de poezii, 7 sunt ale mele și primele două sunt ale mele. Deci eram, îți dai seama, eram chiar tare băgat în față. Ce-a fost pachetă de poezii? Pachetă de poezii. Cu ocazia anume la congres? Nu, 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 nu. Eram pur și simplu o culegere de poezii din creațiile și, pionerilor pe jumătate. Și recităm, pionerule. Ce scrie tu? Dar cum crezi că poți să mai ții minte inepțiile acelea? cum să ții minte? Era cu Pământul Patriei, cu chestii, cu sebe, cu... Ceva versuri, așa. Da, da. Așa, în revista Cutezătorii, că așa se numea, nu? Da, da, am publicat și în Cutezătorii, bineînțeles. Pe da. Incredibil. Poezii de genul ăsta. Deci, cum ziceam, maica mea m-a susținut foarte mult și m-a promovat foarte mult. Deci ea era, să zic așa, un fel de muză. Da, nu era exigent, adică... Nu, 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 deci în actul de creație nu se băga. În schimb, era un fel de agent al meu. Ea mă promova foarte mult. Îți făcea biarul. Da. Deci ea mă stimula să mă duc la tot felul de cenacluri. Era cenaclul Gherla, poate nu știi. Știu. Condus de Mircea Opriță. Eu știu, dar n-am frecventat. Da, așa. Și... Da, am venit și în Cluj la cenaclu. Și ea, peste tot unde se putea trimite o poezie, trimitea. Frumos. Da. Așa, de ce spui că era pactul cu diavolul? Era pactul cu... Deci un mic pact cu diavolul. Adică, cum să zic, crea o poezie oarecare... Adică... Și băgai o chestie... E vorba de compromis, nu? Era un compromis, da. Da. Era un mic compromis pe care îl făceai. Și, pe urmă, Maria, dacă aduc aici acea culegere, o să vezi că sunt... două poezii din acestea, dar sunt și cinci poezii decente. Unele chiar frumoase, unele chiar potentă filozofică. Înțelegi? Trebuia să facem, deci cei care au dictat o chestie în care apare mutra tiranului și mutra tiranei, da? Așa. Care, deci, așa era, care... Da, erai... Care e asemănarea între România și Albania? Cam în două au câte o tirană. Mihai, atunci, copii fiind, erai conștient că trebuie să faci un anumit, să scriu un anumit tip de versuri ca să fie publicate? Da. Da. Deci eu știam că trebuie să trăiesc în acea lume. Și de atunci am avut înțelepciunea de a nu mă opune liniilor mari
ale vieții din care eu trebuia să fac parte. Cu alte cuvinte, să nu mă piși contra vântului. Dacă e nevoie, asta se poate cenzura. Nu, că e uzuală. E uzuală, da. Da. Deci dacă trebuia să... Și nu te-ai revoltat, că... Asta e, Maria, nu m-am revoltat. Câtă vreme... Tu știi ce cântau deținuți evrei în lagărele naziste? Nu. Die Gedanken sind frei. Gândurile sunt libere. Deci câtă vreme gândurile mele au rămas libere, câtă vreme cugetul meu nu a fost pervertit de acea dialectică dăunoasă a materialismului dialectic și a politicii comuniste, eu m-am simțit liber. Ca să trăiesc între acei oameni, a trebuit să mai zic și ca ei. Mă înțelegi? Da. Da, ai instinct de conservare. Dar nu e instinct de conservare. Mie mi se pare ceva de domeniul normalității. Dacă n-am avea un astfel de spirit, Maria, n-am putea trăi într-o familie. Nu? Dacă tu ai combate cu vehemență tot ce nu-ți place, ca acțiune aia mediului asupra ta, atunci n-ai putea trăi într-o familie. N-ai putea trăi. Și sunt destule cazuri în care oameni nu pot trăi într-o familie, nu pot trăi într-un colectiv, nu pot trăi într-o comunitate, nu pot trăi într-o țară. Nu, s-au săturat de România. De fapt, s-au săturat de ei înșiși. Da? Și atâta umblă până își găsește un loc în care să aibă suficiente recompense pentru a înceta să se mai urască cu el. Crezi că se vindecă, cei care se vindecă cu recompense? Da, 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 da. Sunt ferm convins. Sunt ferm convins. Adică el suportă, de fapt, aceeași mizerie, fiindcă el are viață mizerabilă, fiindcă mizeria este în sufletul lui. Deci el îndură aceeași mizerie, dar are sentimentul că recompensele pe care le primește pe undeva compensează această mizerie. Da? Și atunci el merge în Canada, și zice, aici măcar câștig 3.000 de dolari pe lună, cu totul alte condiții, le-o duc mult mai bine, sunt mulțumit aici. De fapt, el de-abia și-a rezolvat o problemă. Înțelegi? Cu asta. El, de fapt, nu și-a îmbunătățit viața. Și-a făcut-o suportabilă. Oricum, decât să trăiască frustrat și mai bine că... Exact. Nu am nicio frustrare născută de faptul că sunt în România. Eu arăt că pot să fiu un cetățean al planetei trăind în România, că pot să creez trăind în România, tu poți să câștig bani trăind în România. Iai, cât de tare seamănă românii cu francezii? Așa, cum i-ai simțit tu? Mă, știm că e prieten și că... Da. Sunt diferențe între ei și noi? Infime. Ei au un spirit mai... De aceea ei l-au după René Descartes. Și ei au un spirit cartezian. Adică sunt unul din popoarele cel mai puțin religioase din lume, francezii. Sunt campioni în domeniul acesta. De ce? Fiindcă au o abordare carteziană a lumii. Privesc mai rațional. Și tocmai de aceea spiritul francez mie mi-este foarte drag. Fiindcă ei creează un edificiu cultural în care eu mă simt foarte confortabil. Iar pe planul ăsta al cetățeanului de rând, diferențe... Nu există diferențe care să merite a fi pomenite.
Toată diferența e de context cultural. Da. Și atât. Da. Zici tu, așa atât, dar e, contextul ăsta e a dracului de important. Păi, asta este tot. Eu în continuare spun că românii, așa luați ca indivizi, sunt mai deștepți și poate chiar mai culți decât nemții. Dar singura diferență între Germania și România este faptul că în Germania sunt nemți și în România sunt români. Și nemții au un alt fel de spirit și o altă cultură. S-a acumulat acolo și face ca și ultimul cetățean neamț să fie capabil să-și asume anumite atitudini. Pe când în România nu s-a acumulat suficientă cultură pe plan social. Edificiul social nu e atât de evoluat încât să oblige și pe ultimul român, știi, să respecte anumite reguli. Asta e singura diferență. În rest, ia românul, pune-l undeva lângă un neamț și nu o să fie nicio diferență între ei. Pe plan strict uman. Ei sunt foarte diferiți atunci când sunt în comunitate. Comunitățile lor funcționează după alte reguli, pe care și românii le știu, dar nu sunt capabili să le respecte. Asta este singura diferență. Da, ne oprim acum astăzi. Ne oprim. Sărbători fericite. La toată lumea.